Adela Dănilă vă prezintă Telejurnalul. Doamnelor, domnilor, bună seara și bine v-am regăsit la Telejurnal. Vă invit să vedem împreună știrile ore 18 pe TVR Moldova și TVR 3. Iată câteva titluri. Experții sunt îngrijorați de faptul că o bună parte din prevederile acordului cu Uniunea Europeană sunt în mare întârziere. Promolex a monitorizat transparența activității administrației publice locale pentru a doua jumătate a anului 2017 și a stabilit că autoritățile nu dau suficiente informații cetățenilor. 70% din energia electrică va fi achiziționată de la centrala de la Cuciurgan, iar 30% de la o companie din Ucraina. Autoritățile dau asigurări că cetățenii nu vor plăti tarife mai mari. Circulația prin posturile vamale de tip Debarcader, Cosăuți și Soroca a fost suspendată. Ploile din ultimele zile au dus la creșteri ale nivelului de apă în râul Nistru. Mii de tineri instruiți și peste $1 milion investiții. Acesta ar fi pe scurt bilanțul Centrului de Excelență în domeniul tehnologiilor informaționale la un an de la lansare. Restanțe mari la implementarea prevederilor acordului de asociere în domeniul mass media. Experții sunt îngrijorați de faptul că o bună parte din prevederile acordului cu Uniunea Europeană au rămas doar pe hârtie. Din lipsa banilor rămâne restantă inclusiv prevederea care obligă CCA să verifice calitatea limbii române utilizată la posturile de radio și TV. Al patrulea raport de monitorizare privind realizarea angajamentelor asumate în domeniul mass media din acordul de asociere cu Uniunea Europeană atestă o lipsă de evoluție, atât pe partea calitativă, cât și pe cea cantitativă. Potrivit experților, contextul electoral în care ne aflăm determină autoritățile să nu facă din dezvoltarea mass media o prioritate a guvernării. Sunt acțiuni planificate de dragul planificării, ca să fie, ca să bifăm. Și asta este un lucru mai puțin pozitiv. Doar un proiect pe hârtie rămâne deocamdată și angajamentul Republicii Moldova, potrivit căruia CCA are obligația să monitorizeze calitatea limbii române din mesajele mediatice. Pe de o parte, văd, monitorizează produsul, contentul autohton, adică cele, mai ales după modificările la cod, care prevăd un anumit, conținut, un anumit volum de conținut de produs autohton zilnic de către radiodifuzori, și a doua, calitatea limbii române. Mă rog, normele ortografice, de exprimare și așa mai departe. Și nu s-a realizat. Membrii CCA spun că din lipsă de fonduri nu pot pune în aplicare această prevedere. Noi ne-am propus o colaborare cu Academia de Știință cu privire la calitatea lingvistică a mesajelor, dar ea presupune și o alocare financiară, de care noi la moment nu dispunem. Experții media recomandă autorităților să adopte cât mai grabnic noul cod al audiovizualului. Potrivit noului document media, radiodifuzorii vor fi obligați să prezinte producție autohtonă în limba de stat în proporție de 80%. Mobilizarea de forțe în România în satele amenințate de râurile umflate de ploi. 300 de oameni au fost în pericol și 130 de locuințe riscau să fie inundate numai în județul Covasna. Imagini din zonă imediat în Telejurnal. Informația publică este ținută departe de ochii cetățenilor. Asta reiese dintr-un raport Promolex care a monitorizat transparența activității administrației publice locale pentru a doua jumătate a anului 2017. Autoritățile recunosc că sunt abateri atunci când pe site nu apar informații despre achizițiile publice sau proiecte de buget. Experții Promolex au depistat mai multe lacune în procesul de achiziții publice. Numai valoarea contractelor semnate în urma concursurilor cu un singur participant este de 145 de milioane de lei. Constatăm un nivel foarte ridicat al contractelor care sunt semnate doar în baza unei singure oferte participante la concurs. Cele mai multe achiziții au fost efectuate de Unitatea Teritorială Autonomă Găgăuzia. 229 milioane a fost valoarea achizițiilor, urmată de Primăria Municipiului Chișinău cu 213 milioane. Datele raportului Promolex arată că în mare parte autoritățile locale decid cum și unde se cheltuie banii din buget. Numai în jumătate din cazuri, localnicii au fost invitați la consultările publice. În 35 de apeleuri, doar 18 au publicat proiectele de buget, iar faptul că au fost publicat proiecte de buget, asta înseamnă că
cetățenii au putut să cunoască înainte de a fi aprobat să participe la consultări publice, să vadă ce se preconizează. Transparența lasă de dorit și în mediul online. Pe site-urile consiliilor raionale lipsesc informațiile despre anunțuri cu privire la inițierea unor decizii, rezultatele consultărilor publice sau rapoartele financiare. Cel mai transparent pagină web este cea a Consiliului Raional Strășeni, unde au fost identificați doar doi indicatori neexecutați. Niciun indicator nu a fost atins de Consiliul Raional Briceni, Dondușeni, Ialoveni și respectiv Taraclia. Autoritățile își ignoră și deseori cetățenii și nu oferă răspunsuri la întrebări. Sub supravegherea Promolex au fost expediate 70 de scrisori și doar o treime au primit răspuns. Doar în cazul la 26, respectiv 36,62% s-au recepționat răspunsuri în termen legal. Rata de refuz a solicitărilor cetățenilor este de două ori mai mare. Dacă ne uităm conform graficului, 14 refuzuri am avut la cetățeni și doar 7 la monitorii Promolex. Raportul Promolex s-a bazat pe monitorizarea activității consiliilor raionale și municipale, precum și a adunării populare a Găgăuziei, președinților de raion, dar și prin consultarea opiniei a 105 persoane selectate obiectiv din toate cele 35 de unități administrative ale Republicii Moldova. Noile contracte de achiziție a energiei electrice nu schimbă nici proporția de cumpărare și nici furnizorii. Centrala de la Cuciurgan din regiunea transnistreană va furniza și în acest an 70% din energia electrică necesară în dreapta Nistrului. Restul de 30% îl vom cumpăra de la un furnizor din Ucraina. Experții critică dur decizia guvernului și spune că astfel Chișinăul finanțează separatismul în Transnistria. Cumpărăm de acolo pentru că este mai ieftin, se apără autoritățile, iar Republica Moldova nu este pregătită să plătească un preț mai mare de la un alt furnizor. Furnizorul central de energie Energocom a semnat cu centrala de la Cuciurgan și cu o companie din Ucraina noile contracte de furnizare a energiei electrice către Republica Moldova. Sunt aceiași furnizori ca și anul trecut, iar ministrul economiei spune că n-au avut oferte din care să aleagă. Deși prețul este mai mare decât cel din contractul precedent, autoritățile dau asigurări că cetățenii nu vor plăti mai mult, ba din contra, din tarif ar mai fi loc de tăiat. Cum am ajuns să semnăm tot cu cei care au fost, pentru că tot aceia au pus ofertele pe masă. Proporția va fi de 70-30. O să lucrăm cu doi furnizori de energie electrică pentru că vrem să avem siguranță. Nu vrem să rămânem într-un moment dat fără electricitate. Și prețurile vedem după calculele noastre și după metodologia nouă pe care a înaintat-o ANRE, că pot rămâne la același nivel, ba chiar există premize să fie prețuri mai bune. Să cumpăr în fiecare an 70% din energia electrică de la o centrală din regiunea transnistreană înseamnă să fii finanțatorul principal al separatismului, spun experții. Fiecare kilowatt-oră care noi îl cumpărăm din regiunea transnistreană, noi finanțăm separatismul la noi în țară cu bani proprii. Iar compania care face asta, care încheie contractul, este companie controlată 100% de guvern, Energocom. O afacere proastă au făcut autoritățile, spun experții. Prețul mai mic pentru achiziția energiei electrice nu este deloc chiar așa de mic. Și asta pentru că centrala de la Cuciurgan nu plătește materia prima, adică gazul rusesc. Prin urmare, datoria se acumulează tot pe spatele Chișinăului. Ministrul Economiei și Infrastructurii spune însă că Republica Moldova nu este pregătită să plătească un tarif mai mare. În plus, nici nu prea are de la cine cumpăra. Dacă noi comparăm strict prețurile, atunci da, la centrala termoelectrică moldovenească poate fi mai ieftin. Dar să nu uităm că pe lângă prețul pe care noi îl plătim pentru energie către centrala termoelectrică moldovenească, mai vine factura pentru gaz, acumulează datorie pentru gazul care va rămâne neplătit. Noi la guvern ne uităm foarte clar la tarife pentru că vrem să asigurăm cetățenii cu un preț bun.
O interconectare a rețelelor electrice cu vestul ar asigura independența energetică a Republicii Moldova. La minister lucrăm în direcția asta. Anul acesta noi vrem să luăm o decizie în direcția asta. Avem implicați experți care ne consultă. Nu este un lucru simplu de făcut. În același timp este un lucru foarte scump pentru noi, dar este important, pentru că noi vrem să avem independență la capitolul energiei electrice. Anul trecut, Chișinăul a semnat contractul de achiziție a energiei electrice 100% doar din Ucraina. Decizia a stârnit critici și chiar amenințări din partea regiunii transnistrene. Întâmplător sau nu, la câteva luni distanță, Energocom a modificat contractul și a lăsat furnizorul din Ucraina cu o cotă de doar 30%, iar centrala de la Cuciurgan cu 70% din energia electrică necesară. Atunci, Uniunea Europeană a cerut explicații Chișinăului, iar experții acuzau autoritățile că au cedat presiunilor regiunii transnistrene. Vremea ploioasă din ultimele zile a dus la creșterea nivelului de apă în râul Nistru. Circulația prin posturile vamale de tip Debarcader, Cosăuț și Soroca a fost suspendată. Serviciul Vamal recomandă persoanelor care și-au planificat traversarea frontiere prin aceste două posturi să opteze pentru postul vamal rutier Otaci, aflat în imediata vecinătate. Hidrologii avertizează că începând de astăzi, 15 martie și până pe 17 martie, nivelul apei din râuri și lacuri va continua să crească din cauza precipitațiilor abundente. Mobilizare de forțe în România, în zona amenințată de apele umflate ale râului Olt. 300 de oameni au fost în pericol și 130 de locuințe riscau să fie inundate. Au fost acoperite de ape mai multe terenuri și drumuri. Digul de protecție aproape că a cedat sub presiunea apei. Pompierii, jandarmii și localnicii l-au consolidat cu saci de nisip. În zona a ajuns ministrul apelor, ministrul român de interne, dar și șeful departamentului pentru situații de urgență. Digul de protecție care separă râul Olt de satul Căpeni s-a fisurat încă de aseară și apa a început să se scurgă spre casele oamenilor și spre terenuri. Drumul din sat a fost acoperit de ape și nicio mașină nu mai poate trece. Apa a ajuns pe un drum județean, este drumul pe care ne aflăm și noi în acest moment, practic drumul care face legătura între satul Căpeni și orașul Baraolt. E un drum pe care circulă zilnic zeci sau chiar sute de oameni. Acest drum, așa cum vedeți, în acest moment este complet acoperit de ape. Am văzut să merg la Baraolt, că acolo lucrez și deja din centru, din Belin, mi-a zis să nu merg, că apa a ieșit afară aici, la Căpeni. Nu se știe când se retrage apa. Destul de rău, așa spun. A crescut apa mare. Vine de la Cormoș, pe râul aia, și de la Vețan are trei pe râu care vine și adune aici. Apare pe alocuri și un metru adâncime. La fața locului au fost mobilizați zeci de jandarmi și pompieri, inclusiv din județele învecinate, care monitorizează zona și au ajutat la evacuarea localnicilor. Aproximativ 130 de case sunt în pericol. S-a decis ca malul afectat să fie îndiguit. Am avut pompieri militari care au acționat cu saci de nisip. Malul a fost întărit, iar în momentul de față nu mai avem probleme. Autoritățile locale și ministrul apelor au inspectat digul de dimineață și au constatat că nivelul apei e în scădere. Situația nu mai este atât de critică ca și azi noapte, în sensul că unda de viitură a început să, nivelul maxim a început să scadă undeva la, preconizăm noi, 6-7 centimetri aici. Autoritățile nu au reușit să evacueze toți localnicii. Mulți dintre locuitori nu s-au lăsat evacuați și au dormit și azi noapte în paturile lor, lucru care ne-a îngreunat nouă situația. În zonă au ajuns și ministrul de interne Carmen Dan și Raed Arafat, șeful departamentului pentru situații de urgență, care au evaluat situația. Ministrul afacerilor interne este pregătit în acest moment și pentru o evacuare forțată. Nu ne dorim acest lucru. N-am ieșit din zona de risc și nici n-aș spune că am ieșit din situația critică. Încă o tratăm ca pe o situație cu foarte mare risc. În situația în care digul, care este oricum instabil în acest moment, ar ceda în așa fel încât să vorbim cu oamenii și să-i conștientizăm că trebuie să plece. Această evacuare în forță, exact cu forță, deci ce a zis doamna ministru, singurii care pot să dea decizia asupra acestui lucru legal, în baza legislației actuale, este comitetul local pentru situații de urgență cu primarul sau comitetul județean chiar cu prefectul.
Sunt zeci de ani de când localnicii din Căpeni nu au mai avut probleme cu inundațiile. Au mai fost în anii 70 și la începutul anilor 90. De-a lungul timpului, digul de protecție de la râul Olt a mai fost consolidat, însă acum debitul mare al apei a produs fisuri. După ce se va depăși această situație dificilă, se va identifica o soluție financiară pentru o intervenție în regim de urgență. În zonă se menține starea de alertă, deși de câteva ore apele Oltului au început să scadă. Numărul deceselor cauzate de gripă în România a ajuns la 100. Ultima victimă este o femeie de 78 de ani din Alba, care avea și alte probleme de sănătate și nu fusese vaccinată. Institutul Național de Sănătate Publică anunță că aproape 1200 de oameni au fost diagnosticați cu gripă. Cele mai multe victime sunt din București, Iași și Constanța. Pericolul gripei se va menține până luna viitoare, avertizează medicii. A fost un luptător consecvent pentru românism, o personalitate care ne-a onorat istoria. Campania TVR Moldova a ajuns la o nouă filă din istoria Marii Uniri. Cui îi aparține, ne spune Olga Tverdohleb. Zi de zi, răscolind prin arhive și discutând cu istoricii, reușim să descoperim lucruri impresionante despre cei care au făurit Marea Unire. Unul dintre ei este și Vasile Țanțu, un pedagog prin vocație și un promotor înflăcărat al românismului. Pe când era profesor și director la o școală din județul Bălți, a fost înrolat în armată fiind trimis pe frontul românesc. Acolo reușește să formeze primele organizații de basarabeni, care ulterior, în 1917, aveau să se întrunească în acel comitet al militarilor moldoveni care au proclamat autonomia Basarabiei. Ulterior este ales președinte al Biroului de Organizare al Sfatului Țării și deputat în acest prim parlament care a votat unirea Basarabiei cu România. Vasile Țanțu a avut un rol covârșitor în formarea armatei moldovenești, cu toate astea se retrage în pedagogie. Vasile Țanțu s-a născut la 1 martie 1882 în satul Horodiște. La 20 de ani obține diploma de agronom, iar în 1907 și pe cea de învățător. În scurt timp este avansat ca director de școală, intră în societatea noului său prieten Ion Pelivan și devine un promotor al ideilor naționale. Preda limba moldovenească în limba rusă și el de multe ori la întâlnirile dintre prieteni spunea că așa aș dori ca să vorbesc în limba română. În 1915, Vasile Țanțu a fost mobilizat în armata rusă și trimis pe frontul românesc. În 1917 se implică în formarea cohortelor și în constituirea Comitetului Militarilor Moldoveni. A fost cuprins întru totul de această mișcare, ca la congresul din octombrie 1917 să fie încredințată cea mai importantă și dificilă misiune, anume a fost ales, desemnat, mai bine zis, președinte a Biroului de Organizare a Sfatului Țării. Vasile Țanțu s-a implicat activ în această acțiune, având un rol covârșitor în crearea primului parlament din Basarabia, unul cu adevărat reprezentativ. El a avut o mulțime de întâlniri cu diferiți reprezentanți ai diferitor categorii sociale, pentru că toți vroiau să aibă reprezentanți în Sfatul Țării. Și dacă la început era prevăzut ca Sfatul Țării să aibă circa 105 deputați, la insistența lui, deci această cifră crește până la 120. Dar procentul românilor basarabieni să rămână același, 70%. În Sfatul Țării a fost membru al Comisiei Declarații și Statute, precum și al Comisiei de Arbitraj. A avut o contribuție majoră la formarea armatei moldovenești. Iar la 27 martie 1918, Vasile Țanțu a votat unirea Basarabiei cu România. Ei erau de diferite profesii, diferite specialități. Ei își iubeau profesiile lor. Dar atunci când a trebuit ca să pună umărul, deci ei s-au unit cu toții și au făcut acea mare unire. 1918.
A fost trecut în rezerva armatei române, iar până în 1920 a fost membru al Societății de Cultură Făclia. A ajutat la crearea Universității Populare din Chișinău și a unei școli românești, deși a deținut funcții publice importante, fiind un om modest și cinstit. În 1932, Vasile Țanțu se întoarce la pedagogie într-un sat. A fost și subprefect, prefect al Chișinăului. Deci, dar până la urmă s-a întors la cei ce mai tare iubea el. Fiind grav bolnav, la 30 ianuarie 1937 moare într-un spital din Iași. A fost înmormântat la cimitirul central din Chișinău. Pentru meritele militare și politice, Vasile Țanțu a fost decorat cu ordine și medalii ale Rusiei și României. Pagina de internet dedicată Marii Uniri de la 1918 a fost lansată și în limba engleză. Evenimentul a avut loc aseară la Londra, în prezența reprezentanților Institutului Cultural Român și ai Ambasadei României în Regatul Unit. The Making of United Romania arată cea mai frumoasă poveste românească spusă vreodată. Autorul este artistul Cristian Lucian, cel care a făcut și expoziția de grafică Drumul spre Marea Unire, vărnisată la evenimentul de lansare. O clipă de neatenție poate fi fatală dacă vreți să vă plimbați pe străzile din Chișinău. O poate confirma și o femeie care și-a rupt ambele picioare după ce a căzut într-un canal descoperit. Cum a fost salvată, vă spunem imediat în telejurnal. Mii de tineri instruiți și peste $1 milion investiți. Acesta ar fi pe scurt bilanțul Centrului de Excelență în domeniul tehnologiilor informaționale TechWheel la un an de la lansare. Rezultatele au depășit așteptările investițiilor, care spun că TechWheel este cel mai important centru IT din regiune. Autoritățile își doresc un astfel de centru în fiecare raion al Republicii Moldova. Un an de TechWheel înseamnă 16-17.000 de beneficiari, 157 de inițiative realizate. Vreau să vă spun că am pus un target ca să încercăm să ajutăm startup-urile să aducă sau să adune resurse pentru a se dezvolta. Am pus un target de $500.000 pentru că credeam că nu este posibil să ajungem la acest lucru, iar acum avem $1.300.000 de bani atrași de ei cu suportul nostru. Și peste 65.000 de ore de training oferite copiilor și tuturor celor care vin aici. Cifră impresionantă pentru doar un an de activitate la TechWheel, unde beneficiari sunt de toate vârstele. Mulți dintre adolescenți în vârsta mea au ales să facă diferite activități. Eu însă m-am gândit că ar fi bine să investesc în cariera mea în tehnologie și robotică. Am reușit deja să asamblez 7 roboți și să-mi programez primul meu joc la robotică. Avem și arte. Aici facem lucruri foarte bune. Avem și arte. Ui. Actorie. Îmi pare rău. În timp de aceste 54 de ore, precum am trăit-o și eu, înveți foarte multe chestii noi și te îmbunătățești pe tine ca viitor specialist. Datorită TechWheel am avut oportunitatea de a face un stagiu de practică în China. Centrul se află pe teritoriul Universității Tehnice, la un pas de viitorii programatori sau ingineri. Nimic din ce este astăzi nu ar fi existat dacă n-ar fi fost donatorii. I am very proud to be here today to celebrate the impressive achievements made so far and to express our support for a continued success and expansion of the TechWheel operation. Împreună am reușit să contribuim probabil la cel mai mare parteneriat public-privat în domeniul IT din Republica Moldova sau chiar din regiune.
Autoritățile spun că n-ar fi rău ca astfel de centre să fie prin toată Republica Moldova. Sunt deciși să înceapă de la Bălți, ce-i drept, tot cu investiții străine. Și este foarte important pentru noi să multiplicăm aceste centre de excelență. Aici este viitorul Republicii Moldova, aici unde se întâlnesc talente care reprezintă mai multe domenii și apoi se concentrează în tehnologia informației. Cred că anul acesta o să vedem un rezultat sau un pas făcut la nord, în Bălți. Discutăm și cu alte universități, discutăm și cu cum acoperim și regiunea din sudul țării. Sala a fost plină de studenți ai Universității Tehnice, convinși că un bun specialist nu este format doar la facultate. Trebuie mai mult singur să studiezi pentru interesul tău, singur să te dezvolți. Așa, în caz contrar, nu poți să te manifesti pe piața de muncă. Ne oferă diferite posibilități. Chiar și a fost târgul de cariere aici și chiar dacă vrei să faci un internship liber, puteai să-ți alegi una din companii. Nu mi se pare dezvoltat într-așa de mult cum și peste hotare, dar cred că în anii viitori vom progresa și noi puțin. Și vreți să contribui? Da, am vrea să contribuim, de asta am rămas în Moldova. Tot prin intermediul centrului TechWheel, 85 de companii au reușit să-și găsească angajați bine pregătiți profesional. O femeie din Chișinău a căzut într-o gură de canalizare lăsată deschisă. Victima s-a ales cu ambele picioare fracturate, iar pentru a ieși din canal a fost nevoie de intervenția salvatorilor. Incidentul a avut loc pe strada Ialoveni din municipiul Chișinău. Femeia de 65 de ani a ieșit din casă să ducă gunoiul și într-o clipă de neatenție a căzut într-un canal adânc de 3 metri. Gura canalului nu era acoperită și nici nu era semnalizată corespunzător. Au fost alertați salvatorii care au reușit să scoată victima. În urma căderii, femeia s-a ales cu ambele picioare fracturate și a fost dusă de urgență la spital. Un bărbat din Bazara Beasca și concubina acestuia vor face 8 și respectiv 7 ani de închisoare pentru trafic de persoane în scop de exploatare prin cerșetorie. Potrivit Procuraturii Generale, în ianuarie 2016, profitând de situația precară a unui om al străzii, inculpații l-au recrutat și l-au forțat să cerșească în mai multe intersecții din centrul Chișinăului. Noaptea, cerșetorul era adăpostit într-o clădire părăsită din sectorul Botanica. Timp de 2 săptămâni, prin amenințări, concubinii au obligat bărbatul să le predea sumele de bani obținute din cerșit. Dacă refuza, acesta era bătut. Victima a reușit să scape de agresori datorită polițiștilor. În 2017, pentru organizarea cerșetoriei, instanțele de judecată au emis 4 sentințe de condamnare pentru 8 inculpați. Comisia Europeană vrea asigurări sociale pentru toți angajații, inclusiv pentru cei sezonieri, și propune ca aceștia să achită contribuții pentru cel puțin 6 servicii: pensie, sănătate, șomaj, accidente de muncă, invaliditate și maternitate. O autoritate europeană a muncii ar urma să monitorizeze sistemele de protecție socială din toate țările Uniunii. Aproape jumătate dintre angajații din UE au contracte de muncă atipice sau sunt liberi profesioniști, de exemplu cei care lucrează part-time sau cei care oferă servicii prin intermediul platformelor digitale. Aceștia au protecție socială doar în unele state europene și în România există categorii de salariați care se asigură doar dacă vor. Toți avem nevoie de aceste asigurări. Chiar dacă aceste asigurări ar însemna costuri mai mari, contribuții mai mari? Da. Chiar dacă. Cred că problema trebuie cunoscută și dezbătută în amănunțime înainte de a se lua o decizie în acest sens. Trebuie să ne asumăm unele riscuri pentru unele beneficii. Lucrătorii independenți sunt dezavantajați, consideră Comisia Europeană, care vrea să le asigure aceleași drepturi pe care le au și restul angajaților. Noua piață de muncă, de fapt, creează tot mai mulți lucrători independenți, dar nu vrem ca ei să plătească cu o parte din drepturile lor faptul că își iau, dacă vreți, soarta profesională în propriile mâini. Fiecare stat va decide cum va rezolva aceste cazuri. Propunerea Comisiei va fi discutată săptămâna aceasta cu miniștrii de resort din cele 28 de state, iar săptămâna viitoare cu șefii de stat și de guverne. Mulți dintre cei care iau decizii sunt în astfel de situații, pentru că e mai avantajos pentru ei cu tot felul de contracte din astea neobișnuite. Reușesc să-și facă contractele în așa fel încât să nu plătească tot felul de contribuții. Deci lor nu le-ar fi convenit.
Protecția angajaților în UE va fi sprijinită de noua autoritate europeană a muncii. Aceasta va funcționa pentru început la Bruxelles, apoi va fi mutată într-un alt oraș european, poate chiar în București, spun oficialii Comisiei, mai ales că nicio agenție europeană nu și-are sediul la noi. Uniunea Europeană va aloca Turciei încă o tranșă de 3 miliarde de euro pentru a gestiona refugiații aflați pe teritoriul acesteia. Anunțul a fost făcut de Comisarul European pentru Migrație. Acesta promovează și un pachet legislativ care înăsprește regimul vizelor pentru Uniunea Europeană, astfel încât să se diminueze pericolul migrației sau al terorismului. Amănunt avem de la corespondentul TVR la Bruxelles, Lucian Pârvoiu. Turcia este un partener strategic pentru Uniunea Europeană, întrucât reține pe teritoriul său peste 2 milioane de refugiați care ar putea fi tentați să vină în UE. Uniunea Europeană sprijină Turcia în acest demers după ce în 2015 a fost luată cu asalt de valuri de imigranți care au fugit din Siria. The 3 billion facility for refugees in Turkey was fully contracted by the end of 2017. Now, the Union and its member states need to fund the second tranche of 3 billion of the facility for refugees in Turkey. So far, this fund has given 500,000 children access to education, it's very important, and is supporting 1.2 million refugees with monthly cash transfers. În paralel cu susținerea Turciei în efortul de a menține refugiații pe teritoriul său, comisarul european Dimitris Avramopoulos a anunțat și măsuri iminente pentru detectarea posesorilor de vize pentru Europa, care nu sunt de bună credință și intenționează fie să imigreze, fie să pună la cale atacuri teroriste din Bruxelles. Pentru Televiziunea Română, Lucian Pârvoiu. Campania electorală din Rusia capătă aspecte dramatice. Ksenia Sobchak, cel mai critic contracandidat al lui Vladimir Putin, a avut viață grea într-o emisiune de televiziune. Cum s-a desfășurat show-ul, vedeți imediat în telejurnal. Președintele ucrainean Petro Poroshenko a cerut Uniunii Europene să impună sancțiuni celor care au organizat vizita electorală în Crimeea liderului de la Kremlin, Vladimir Putin. Poroshenko a lansat apelul după discursul de ieri al lui Putin, ținut în fața locuitorilor din Sevastopol, cu 4 zile înainte de alegerile prezidențiale din Rusia. Vladimir Putin le-a mulțumit locuitorilor din Crimeea anexată de Rusia pentru votul de la referendumul de acum 4 ani, pe care l-a numit un act democratic. 4 года назад, вот сейчас только об этом было сказано, вы приняли историческое решение. Благодаря вашему решению Севастополь и Крым вернулись в свой родной дом, в дом нашей общей родины, в дом нашей матушки России. Большое вам всем спасибо. Я вас крепко-крепко обнимаю. Președintele Ucrainei Petro Poroshenko a calificat vizita lui Putin în Crimeea drept o provocare foarte periculoasă. El a solicitat Uniunii Europene să impună sancțiuni celor care au organizat mitingul electoral al lui Putin pe teritoriul ucrainean. Ми маємо надзвичайно небезпечну провокацію, коли сьогодні президент Росії Путін прямо напередодні виборів навмисно їде на окуповану територію, відвідує Сімферополь, відвідує Севастополь. І саме тому надзвичайно важлива єдина позиція всього світу про невизнання виборів на президента Російської Федерації на території окупованого Криму. Departamentul American de Stat a reacționat cu o declarație în care critică afirmațiile președintelui rus și își reafirmă sprijinul pentru suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei. Washingtonul a repetat că referendumul din Crimeea, urmat de anexarea peninsulei ucrainene acum 4 ani, a fost un act ilegal. Ksenia Sobchak, cel mai critic contracandidat al lui Vladimir Putin la alegerile prezidențiale din Rusia, a părăsit în lacrimi o dezbatere electorală televizată. Ea s-a arătat indignată că toți contracandidații prezenți la dezbatere au făcut front comun împotriva ei, avantajându-l în acest fel pe actualul lider de la Kremlin.
КПРФ, ЛДПР просто отвлекают ваше внимание от Путина. Пожалуйста, приходите и проголосуйте против всех вот этих людей, против этого цирка. Передачу и носите в сумасшедший дом. Друзья, почему вы перебиваете здесь только меня? Имейте уважение. Нас насилует олигархический капитализм. Я бы перебил всех. Только мне. Дал бы возможность сказать каждому. Вот этот человек называет меня грязью и грязной ведьмой на вашей программе. Да, Ксения Анатольевна. И вы это позволяете здесь делать каждый раз. Ксения Анатольевна, я не имею права надеть на нее белый халат. У меня есть мое законное время. Этот человек меня все время оскорбляет. Понимаете? Испытываю чувство глубочайшей симпатии. Заплачь, мама прибежит. Это утрёк. Нет, я считаю, это моя закончена. Я считаю, что это безобразие коллективной травли одного кандидата. Это безобразие доведения женщины до слез. Следующий. Centrul vechi al Constanței s-a transformat peste noapte într-o mare scenă de film. Acolo se turnează un serial american, Romanovii. La Constanța, regizorul a reprodus atmosfera din orașul Port Vladivostok. Scenele filmate la malul mării vor fi difuzate în cel de-al șaptelea episod al serialului și vor fi urmărite de public începând din luna octombrie. Are you in position? Affirmative. Centrul vechi al Constanței e principala zonă în care echipele de filmare realizează scenele pentru cel de-al șaptelea episod al serialului dramă The Romanovs. Eliberați cadrul, vă rog, domnul, ieșiți de pe stradă! Acțiunea are loc în orașul Vladivostok și aduce în prim plan povestea ultimului țar al Rusiei și a familiei sale. Minus 30 de grade Celsius, zăpadă din abundență și o atmosferă care imită perfect peisajul dintr-un oraș rusesc. Sunt elementele care au transformat centrul vechi al Constanței, special pentru serialul internațional. Toate afișele și anunțurile sunt scrise în limba rusă și atmosfera pare desprinsă din secolul trecut. Întregul peisaj e completat de zeci de figuranți români. Un rol simplu de om simplu care merge pe stradă și atâta tot. Ne prefacem că este foarte frig afară, cu toate că bate soarele și e destul de greu. Locuitorii Constanței sunt mulțumiți că orașul va putea fi văzut în toată lumea. Ne aduce aminte de istorie. Aduce Constanța pe o scară mai mare. Serialul Romanovii va avea pentru început 8 episoade și se va difuza din această primăvară. Criza internațională provocată de tentativa de ucidere a unui fost agent secret rus și a fiicei sale în Marea Britanie ia amploare. Moscova a anunțat că va expulza un număr de diplomați britanici după ce Londra a trimis acasă 23 de diplomați ruși. La rândul său, guvernul condus de Theresa May a avertizat că va lua noi măsuri împotriva Moscovei. Statele Unite și Franța au anunțat că susțin Marea Britanie și consideră că Rusia este vinovată. Consiliul de Securitate s-a reunit în ședință de urgență la solicitarea Londrei. Adjunctul ambasadorului britanic, Jonathan Allen, a declarat că otrăvirea fostului spion rus și a fiicei sale a fost un gest nesăbuit și deliberat din partea Rusiei. Through those investigations, we have concluded that Mr. Skripal and his daughter were poisoned with a Novichok, a military-grade nerve agent of a type developed by Russia. It is not a weapon which can be manufactured by non-state actors. It is so dangerous that it requires the highest grade state laboratories and expertise. Statele Unite au anunțat că susțin poziția Londrei. This is a defining moment. Time and time again, member states say they oppose the use of chemical weapons under any circumstance. Now one member stands accused of using chemical weapons on the sovereign soil of another member. The credibility of this council will not survive if we fail to hold Russia accountable. Moscova respinge acuzațiile. От нас в ультимативной форме потребовали в 24-часовой срок, по сути, признаться в совершении преступления и осуществить явку с повинным. Мы сами языком ультиматума ни с кем не разговариваем. И с собой разговаривать в таком тоне не позволим. Ministerul Britanic de Externe a anunțat că vor fi trimise mostre din substanța incriminată la Organizația pentru Prevenirea Folosirii Armelor Chimice pentru o analiză independentă. Un avion al marinei americane s-a prăbușit în timpul unor exerciții în largul statului Florida. Cei doi piloți aflați la bord și-au pierdut viața. Ei au reușit să catapulteze, dar au murit în urma rănilor suferite. Aeronava a căzut în mare, la un kilometru de pista de aterizare. Aparatul era un F-18, o variantă mai mare și mai puternică, și făcea parte dintr-o escadrilă staționată în Virginia.
Elevii din Statele Unite au participat la un protest național împotriva armelor de foc. Este cea mai mare demonstrație de activism școlar după masacrul de luna trecută de la un liceu din Florida. În fiecare stat american, la ora locală 10, elevii au ieșit din clase și s-au plimbat timp de 17 minute în jurul școlii. Câte un minut pentru fiecare victimă din Florida. Unii profesori s-au alăturat manifestațiilor, alții le-au aplaudat, însă au existat și cazuri în care au amenințat cu sancțiuni. Demonstranții au cerut la unison legi mai aspre care să reglementeze regimul armelor și chiar să interzică anumite categorii de arme. Una dintre cele mai mari companii aeriene din SUA este la cuțită cu proprietarii de animale. Un cățel a murit sufocat în compartimentul pentru bagaje, iar un altul trimis de stăpână pe o cursă internă a ajuns în Japonia. Detalii în telejurnal. De 23.000 de locuitori au fost evacuați din orășelul italian Fano după descoperirea unei bombe neexplodate din al doilea război mondial. Toate școlile și instituțiile publice au fost închise și oamenii din apropierea țărmului Mării Adriatice mutați temporar. Bomba era în apă destul de aproape de plajă, încât să reprezinte un pericol. Au găsit-o niște muncitori care amplasau conducte subacvatice. Are un metru lungime și conține 225 de kilograme de exploziv. Experții au lucrat câteva ore pentru a o scoate din apă și acum va fi lansată într-un loc sigur câteva zile, până când geniștii o vor detuna. Angela Merkel și-a început oficial al patrulea mandat de cancelar al Germaniei. A depus jurământul la reședința prezidențială oficială. Mandatul se anunță încă de acum a fi cel mai dificil dintre toate după 6 luni de blocaj în căutarea unei majorități parlamentare. Și votul pentru nominalizarea sa pentru postul de cancelar a fost cu emoții. A obținut cu doar 9 voturi mai mult decât numărul minim necesar. Premierul slovac Robert Fico este gata să demisioneze cu o condiție: președintele țării să desemneze în fruntea guvernului tot un membru al partidului său. El a declarat că dorește să dezamorseze astfel criza politică de la Bratislava, declanșată de asasinarea unui jurnalist de investigații. Ian Kuciak, 27 de ani, a fost împușcat împreună cu prietena lui. Tânărul jurnalist lucra în secret la o anchetă privind posibilele legături ale mafiei calabreze cu oameni apropiați guvernului slovac. Au avut loc proteste masive de stradă pentru a cere demisia premierului Fico. Una dintre cele mai mari companii aeriene din Statele Unite este la cuțită cu proprietarii de animale după ce săptămâna aceasta un câine a murit sufocat în compartimentul pentru bagaje, iar un altul trimis de o stăpână pe o cursă internă a ajuns în Japonia. Sofia călătorea cu mama ei și cățelul Coquito, un bulldog francez de doar 10 luni, cu o cursă United Airlines de la Houston la New York. Cățelul era îngeantat de voiaj, dar nu a fost suficient. And then the flight attendant came. She said, "You have to put him up there because it's going to block the path." And we're like, "It's a dog, it's a dog." And she's like, "It doesn't matter. You still have to put it up there." Stresul călătoriei, prima pentru micuțul cățel, dar și problemele genetice ale acestei rase, bulldog francez, s-au dovedit prea mult pentru Coquito. She took him out and opened the thing and then she got the dog and he was there. Compania United este aspru criticată de stăpânii de animale, mai ales că are un istoric negru. Din cele 24 de animale de companie care au murit în avioane în 2017, 18 dintre ele au fost în curse United. Moartea lui Coquito nu a fost și singura problemă de săptămâna asta. O zi mai târziu, stăpâna unui ciobănesc german a primit la sosire un alt câine la finalul unei curse interne. Al ei a ajuns în Japonia după o încurcătură produsă în timpul unei escale. Peste o jumătate de milion de animale au fost transportate cu avionul în 2017 în SUA, aproape 140.000 cu United Airlines. Cum ar fi să vedeți un film sau un meci pe un ecran cât un stadion de fotbal? O companie din Dubai vă poate satisface curiozitatea pentru că a realizat minuna. De la câți kilometri se vede proiecția, vă spunem imediat în telejurnal.
Japonia a pus în funcțiune al șaselea reactor nuclear care va începe să furnizeze curent la începutul lunii aprilie. În final, patru centrale atomice închise după dezastrul de la Fukushima vor reintra în funcțiune. Repornirea lor a fost întârziată de justiție și a devenit posibilă după schimbarea regulamentelor industriei nucleare. Două centrale sunt situate la doar 13 km depărtare. Autoritățile se tem că dacă ar avea loc incidente în același timp, la amândouă intervenții ar fi imposibilă. Un al șaptele reactor va fi pornit în mai dacă nu va exista o interdicție din partea Înaltei Curți de Justiție. Hainele inteligente au apărut de ceva vreme și producătorii din domeniu s-au gândit că n-ar fi rău să strângă rândurile și să-și expună ultimele creații. Așa că au organizat la Londra un târg de profil în care au adus de toate pentru toți. Îmbrăcăminte și țesături pentru case inteligente, îngrijire medicală sau sporturi de înaltă performanță. În centrul expoziției, această mașină de brodat adusă de o companie germană realizează tot felul de modele colorate în care inserează senzori și microchipuri, care îi dau unei piese de îmbrăcăminte posibilitatea să ne monitorizeze non-stop starea de sănătate sau să își schimbe proprietățile pentru a ne face să ne simțim cât mai confortabil. Iată și o centură care înregistrează activitatea bebelușilor în timpul sarcinii. It has little nano strain sensors on it that whenever you measure it, you can actually see over here. So as the baby pushes on the outside of the belly, we're able to pick up baby kicks and give that to mom so that she can know if her baby is active or not. Există și accesorii care pot monitoriza starea fizică. De exemplu, aceste inele, fabricate de o companie finlandeză, funcționează pe principiul unei brățări inteligente. Senzorii țin sub supraveghere bătăile inimii, pulsul, schimbările de temperatură, respirația și fac comparații între ritmul diurn și cel nocturn. The ring is made out of titanium. And it has a diamond-like coating on top of it. And the inner side is like a medical grade epoxy. Domeniul hainelor și accesoriilor inteligente e abia la început. Încă sunt prezentate prototipuri, dar producătorii din domeniu sunt siguri că vor trece foarte curând la producția de masă. Una dintre cele mai importante companii imobiliare din Dubai a dobărât recordul celui mai mare display. Are o lungime de 90 de metri și o lățime cu 10 metri mai mare decât înălțimea celebrului Big Ben. Are o suprafață comparabilă cu un teren de fotbal american și este tractat de un elicopter. Un al doilea aparat proiectează imagini dedicate Sheikhului Zayed, fondatorul Emiratelor Arabe Unite. Filmul poate fi vizionat de la 3 km depărtare, iar aventura a atras o audiență impresionantă. În continuare să vedem cotațiile valutare pentru mâine. Banca Națională a stabilit un curs oficial de 16 lei și 53 de bani pentru un dolar american, cu 2 bani mai puțin. Moneda europeană se va deprecia și va costa 20 lei și 41 de bani. Leu românesc se va cota la 4 lei și 37 de bani, iar hrivna ucraineană va avea valoare de 62 de bani. Rubla rusească scade și este cotată la 28 de bani. Simona Halep este în semifinale la Indian Wells. Numărul 1 mondial a învins-o în 3 seturi pe Petra Martic. Croata a condus cu 3-1 în decisiv, dar Simona a revenit senzațional și a obținut calificarea în penultimul act, unde o va întâlni pe japoneza Osaka. Nici nu știu cum am câștigat. Am luptat până la capăt, am refuzat să pierd, a declarat Halep după meci. Sfertul de finală contra croatei Martic a început bine pentru Simona. Numărul 1 mondial și-a trecut în cont break-ul, consolidat imediat cu serviciul câștigat. Halep a avut 4-2 pe tabelă și cu puțin noroc a închis setul la 6-4 în 40 de minute. Scenariul s-a schimbat în actul secund. Numărul 51 mondial a câștigat pe serviciul româncei și s-a distanțat repede la 4-1 și 5-2. Halep nu a renunțat, a egalat la 5, apoi la 6 și a împins setul în tie-break, pierdut de Simona cu 5-7. Sfaturile lui Darren Cahill nu au avut efect în debutul decisivului. Martic a condus cu 2-1 și numărul 1 mondial l-a chemat din nou pe tehnicianul de la antipozi. Oh,
Croata s-a distanțat la 3-1, dar Simona a început o cursă de urmărire în care a luptat admirabil. Liderul mondial a câștigat 5 game-uri consecutive și a închis partida la prima minge de meci. Halep s-a impus după 2 ore și 24 de minute de joc și este la un singur meci de o nouă finală la Indian Wells. Steaua București a ajuns la 4-a victorie în Liga Campionilor la polo. Campioana României a dominat 3 sferturi din meciul cu Sabadell și a condus cu 10-6. Ibericii nu au renunțat și s-au apropiat la un singur gol. În ultimele 4 secunde, oaspeții au avut posesia, însă steliștii au rezistat și au obținut victoria cu 10-9. În clasament, pe primul loc este Proreco cu 24 de puncte, în timp ce Steaua are 12 puncte. Ce vreme ne așteaptă în următoarele ore, aflăm chiar acum în rubrica Meteo. Bun găsit! Nu scăpăm de precipitații nici mâine. Șanse mari să plouă sunt și la noapte, când se vor înregistra în jur de 3 grade Celsius. Mâine vremea va fi închisă și mohorâtă, vor cădea precipitații din plin, mai ales în a doua parte a zilei. Temperaturile vor fi însă generoase și vor urca până la 12 grade Celsius. La Chișinău, mâine se vor înregistra 11 grade la prânz, iar cerul va fi mai mult noros. Și în România vremea va fi caldă. Pe suprafețe extinse, în special în vestul țării, vor cădea precipitații, iar maximele vor oscila între 11 și 18 grade Celsius. Acestea au fost informațiile. Să aveți o seară liniștită! Doamnelor, domnilor, în câteva minute pe TVR Moldova începe emisiunea Punctul pe azi, prezentată de colegul meu Vasile Muntanu. Vasile este în direct și ne spune ce subiecte propune invitaților săi de astăzi și cine sunt aceștia. Bună seara, Vasile, te ascultăm! Bună seara, Stella! Bună seara, doamnelor, domnilor! Invitații emisiunii din această seară sunt experții în energetic, Victor Parlicov și Dionis Cenușă. Ne vom referi la noile contracte de achiziție a energiei electrice pe care autoritățile de la Chișinău le-au semnat recent cu centrala electrică de la Cuciurgan, dar și cu o companie din Ucraina. Paralel, ne vom referi și la tarifele pentru gazele naturale. Mâine Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică ar urma în cadrul unei ședințe să revadă tarifele pentru consumatorii finali. În calcul este luat, evident, o micșorare acestor tarife. Asta după ce despre asta au vorbit foarte mult experții în energetică, dar și premierul Pavel Filip. Așadar, rămâneți aproape! Mulțumim, Vasile, iar telejurnalul a ajuns aici la final. Nu uitați că știrile noastre sunt pe tvrmoldova.md. Le puteți vedea și pe pagina noastră de Facebook, unde așteptăm și opiniile dumneavoastră. Așadar, în câteva minute începe emisiunea Punctul pe azi, iar de la ora 20 nu ratați știrile de la București. Eu sunt Stella Dănilă și vă mulțumesc pentru atenție. O seară liniștită vă doresc. La revedere!